Începând de astăzi, în ora 8 dimineață, sunt puse în funcțiune 4 parcomete pe strada Ștefan cel Mare. Vorbim de porțiunea de la Consiliul Județean până la magazinul Bucovina, acea zonă reabilitată. Cele 4 parcometre sunt poziționate în felul următor. Unul la Muzeul de Științele Naturii, unul la intersecția Metropoliei cu Ștefan cel Mare, exact în colț acolo, unul pe partea cealaltă vis-a-vis în Piața Steagurilor și unul la Muzeul de Istorie. Șoferii care au treabă pentru alt interval la instituțiile din zonă pot introduce mai puțin sau mai mulți bani, iar timpul alocat parcării va fi direct proporțional cu suma introdusă. Parcările sunt cu plată în intervalul orar 8-20 de luni și până sâmbătă, iar pe timpul nopții și duminica sunt gratuite. Regulamentul prevede însă și excepții. Mașinile instituțiilor publice pot parca gratuit, inclusiv pe locurile de parcare cu plată, în limita orelor de program, cum gratuit se va putea parca și pe străzile laterale Palatului Administrativ, Strada Libertății și Alea Nucului. În cazul riveranilor va exista posibilitatea de a achita un abonament, fie lunar, fie trimestrial. Abonamentul lunar va costa 100 de lei, iar cel trimestrial 180 de lei. Acesta le va da posibilitatea locuitorilor din zonă să parcheze și pe locurile cu taxă, în oricare zi, însă doar după ora 16 și nu este valabil în intervalul orar 8-16. Deocamdată, sistemul de taxare a parcărilor în cele 3 puncte care au existat și până acum s-a dovedit a fi unul destul de eficient și chiar profitabil, motiv pentru care modalitatea de plată va fi extinsă și la SMS-uri. La celelalte 3 parcări care le avem în momentul de față cu plată în municipiul Suceava, magazin Bucovina, hotel Bucovina, Piața Mare, am avut în primele 6 luni anul încasări de 157.669 de lei. Este o sumă poate mare, poate mică, nu e scopul nostru de a face profit în aceste parcări, repet, dar trebuie să reglementăm anumite lucruri și zone în centrul municipiului Suceava. Totodată, în perioada următoare, pentru că vrem să extindem acest sistem de parcometre în zona centrală, vom introduce sistemul de plată prin SMS. Omul normal poate lua acel bon de la parcometru, sau cel care este mai grăbit și e mai la zi cu tehnologia poate da un SMS și să-și plătească parcarea. Poliția locală este instituția care va supraveghea dacă șoferii respectă noile prevederi. Deocamdată, săptămâna aceasta nu se aplică decât avertismente verbale de acomodare, urmând ca săptămâna viitoare acestea să devină avertismente scrise și ulterior amenzi. Valoarea sancțiunilor este de 200 până la 400 de lei pentru neplata parcării, iar pentru vandalizarea aparatelor de la 1000 la 2000 de lei. Introducerea parcării cu plată în zona centrală a municipiului Suceava face parte din strategia administrației locale aprobată în primăvara acestui an de Consiliul Local. Prin plata locurilor de parcare din zona centrală, aceasta va fi mai aerisită, iar municipalitatea va avea noi surse de venit pentru amenajarea de alte parcări. Mai mult, începând de vineri, 21 iulie, de la ora 14, zona centrală va fi pietonală în fiecare weekend din iulie și august, iar în perioada sărbătorii Sfintei Marii, de vineri după amiază și până marți inclusiv.